doua zi a concursului de aici de la Harova. Harova face Randwick, nu a adus nimic bun pentru echipele din România. Singura chestie notabilă, să spunem, este abandonul lui George Dide și a echipei sale. Am mai rămas doar 7 echipe românești, care din păcate în această a doua manșă nu am reușit să prindem niciun pește. Singurele echipe care au punctat sunt echipele de pe standurile 2 și 17, standuri aflate în prima zonă a lacului, în zona digului, cu apă mai adâncă. Sunt 4 pești în această a doua etapă. Așteptăm etapele următoare și să sperăm că vom reintra cu echipele românești în cărți, pentru că la ora actuală din 2 locuri pe podium, locurile 2 și 3, n-am mai rămas decât cu un loc 3. Atât deocamdată de aici, de la Harova. Mergem înăuntru pentru că avem nevoie de o oră, două de căldură, după care trageri la sorți și din nou pe standuri, într-o etapă a treia în care sperăm noi să, la final, să vă aducem vești mai bune. Vă așteptăm la finalul etapei.